Mii de apeluri la 112 pe fondul valurilor de caniculă. În perioada 1-23 iulie, la nivel național, operatorii STSI serviciului de urgență 112 au preluat circa 800.000 de apeluri, din care aproape 400.000 au constituit cazuri de urgență. Dintre acestea, peste 180.000 au fost urgențe medicale. Cele mai multe solicitări medicale s-au înregistrat în data de 17 iulie, când peste 7.000 de apelanți au sesizat probleme clasificate de către operatorii 112 în categorii precum probleme respiratorii severe, persoane conștiente căzute în locuri publice cu probleme medicale, accidente determinate de caniculă, hipertermie, temperaturi extreme, respectiv urgențe medicale diverse, ceea ce reprezintă 5 apeluri în fiecare minut. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în județele din sudul și vestul României. Totodată, de la începutul lunii iulie s-au intensificat apelurile de urgență care anunțau arderi necontrolate și incendii de vegetație uscată. Doar în luna iulie au fost anunțate la 112 peste 3.000 de evenimente de acest fel. Serviciul de telecomunicații speciale a luat în această perioadă mai multe măsuri tehnice și operaționale pentru a asigura transferul cu rapiditate al fiecărui caz către agențiile responsabile: ambulanță, Isus Mort, poliție, jandarmerie, Salvamont. În medie, operatorii STS preiau apelurile la 112 în 4 secunde. Potrivit STS, sunt adaptate permanent fluxurile de lucru între operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție și se suplimentează după caz numărul de operatori în intervalele orare cu aflux de apeluri.